Cu toții avem capacități și experiențe extrasenzoriale, chiar dacă nu suntem conștienți de acest lucru. Este posibilă citirea gândurilor, vizualizarea cu ajutorul ochiului spiritual, experiența telepatică? Cum putem îmbunătăți starea centrilor noștri energetici? Cum ne putem mobiliza energia interioară? Ce exerciții ar trebui să facem pentru a avea protecție împotriva atacurilor energetice? Cum și în ce măsură putem accesa zona care ne aduce în fața propriilor noastre puteri ascunse? Vom discuta despre toate acestea împreună cu invitații noștri. Să vedem dacă este posibil să intrăm într-o rezonanță atât de puternică cu cei din jurul nostru, încât să ajungem până într-acolo, încât să le citim gândurile. Da, e posibil așa ceva. Acum, aș vrea să vă spun câteva lucruri. Din punctul de vedere al științei despre care s-a vorbit aici, la noi, la facultate, prin anul 3, se face cursul de procedură penală. Și acolo se spune, când e vorba de probe, că nu există o mașină de citit gândurile. Adică există o discrepanță între voința exprimată și voința internă. Foarte mulți oameni în fața procurorului, am fost și eu procuror, am fost judecător, se spun faptul că n-am vrut să fac treaba aceea. Bun, dar nu există o mașină prin care să-ți citească voința internă, ci ești judecat după ceea ce ai exprimat, după voința exprimată. Sigur că asta este știința. Dincolo de știință este acest aspect senzorial. Și credeți-mă că am avut multe situații în care n-am vrut să spun gândul respectiv, nu aici, în altă parte, și mi-a fost citit. Numele sunt multe. Sunt multe persoane care fac treaba aceasta. Dar care ar fi situația cea mai clară, cea mai tulburătoare pe care ați avut-o din acest punct de vedere? Adică chiar vi s-a întâmplat să vă citească cineva gândul, exact, sau dumneavoastră să citiți? Chiar intenționat n-am vrut să spun ceva, să văd dacă persoana respectivă știe să o facă. Și a făcut-o. A făcut-o cu toată responsabilitatea. Și credeți-mă că am recunoscut că așa a fost. Am puterea de a spune adevărul din punctul ăsta de vedere. Da, dar să știți că aici mai mult tot așa, oamenii care sunt pregătiți pentru așa ceva fac, pot să o facă și ceilalți. Există posibilitatea, dar nu, cum să vă spun, nu în mod conștient o fac. Ei nu știu că pot să facă treaba asta, dar își dau seama, nu știu. Își dau seama că ar fi un asemenea gând. Însă sunt oameni care, extrasenzorial, care pot să o facă. Ingrid, da, cu toții ne dorim să știm poate ce gândesc alții despre noi, însă nu toată lumea are această putere. Sunt oameni care au intuiție, intuiesc, dar sigur nu o certitudine, dar sunt și oameni care cu adevărat simt ceea ce gândesc ceilalți. Cu adevărat aud chiar fragmente, aud propoziții întregi, aud uneori, există mai multe situații, uneori nu știi de unde vin, auzi pur și simplu o voce sau simți ceva, nu știi exact de unde, alteori chiar știi cu exactitate de unde vine acea formă gând. Dai voie să spun un lucru, probabil că voi fi contrazisă, și întorcându-mă la ce a spus domnul profesor, într-adevăr trăim într-o țară, într-adevăr, grădina raiului. De ce spun asta? Am constatat că în această țară eu nu am întâlnit om care să nu aibă un har. Nu am întâlnit. Problema este alta. Oamenii nu sunt conștienți, nu știu să traducă o antipatie, o simpatie. De ce te simți atras de un om? De ce te simți respins? Ideea următoare. Percepem gândurile celorlalți, dar nu știm să spunem... Cum putem activa, da, acest lucru? Prin cunoaștere, în primul rând. Prin cunoaștere. Sunt cursuri speciale. La unii este nativ. La unii este pur și simplu nativ. Cum a fost... Au fost destule cazuri celebre, cum era și tomograful viu, îi se spunea unei doamne din care se uita la un om și îi spunea tot ce gândește, toate bolile, da? La unii e nativ. Vin cu acest har activat. Ați simțit un exercițiu, acest exercițiu, har. Cunoaștere, aplicare, învață din ce e compusă viața, mecanismele intrinsece ale vieții, cum să deceleze, cum să deosebească, cum să identifice. E un proces. Dar vă spun că nu există om fără har, părerea mea. Nu există om să nu aibă o capacitate extrasenzorială activată.
dar nu știe, nu are încredere. Își spune sie însuși, sunt nebun, mi se pare, mi-am imaginat. Pentru a fi, haideți să vorbim concret aplicat, o să vă rog. Deci, pentru a, în primul rând, trebuie să spunem o regulă de bază în toate aceste, până la urmă, calități pe care noi le avem și ele nu sunt defecte dacă nu sunt folosite într-un mod abuziv. Nu vorbim despre oamenii care manipulează ghicind sau citind viitorul sau știind ceea ce gândești. Că sunt și astfel de persoane. Noi vorbim despre oamenii curați, sufletește și care nu manipulează prin asta. Deci, toate aceste calități ale oamenilor, citirea gândurilor, telepatia, intuiția și așa mai departe, posibilitatea de a te introspecta sau de a-ți curăța singur tot ceea ce atragi mai puțin pozitiv, pentru a fi sigur, deci, că toate aceste calități sunt în regulă, pentru a fi sigur că nu le transformăm în ceea ce nu trebuie, în primul rând trebuie să ai o puritate sufletească. Dacă nu ai o puritate sufletească și ești un om meschin, care gândești rău sau care faci lucruri ne la locul lor sau care înșel sau mai știu eu ce, cu siguranță nu ai cum să primești această informație în mod corect, orice ți-ar spune oricine, adică poți să citești gândurile altcuiva, spre exemplu, te uiți la persoana din fața ta, tu crezi că îi citești gândurile, dar pentru că tu nu ești o persoană așa cum trebuie și tu te știi cu musca pe căciulă, tu poți să auzi, de exemplu, gândurile altei persoane care trece pe lângă tine și să crezi ceva rău, pentru că atunci demonul poate să interfereze cu toate energiile din jurul tău. Sau poți să te duci la cineva care pretinde că ghicește, el poate să ghicească sau ea, dar dacă energiile persoanei nu sunt curate, poate să-ți ghicească din zona știm care, deci din zona necurată. Deci trebuie mare atenție. Ele nu sunt niște... putem avea capacitatea de a citi gândurile, de a comunica telepatic, de a ne ajuta de aceste lucruri, dar trebuie să fim foarte atenți să avem toată această puritate în jurul nostru și să facem exercițiu prin rugăciune, meditație și așa mai departe, prin regim și tot ce ține. Deja știu telespectatorii ce presupune acest lucru, pentru că altfel este posibil să accesăm informații negative dintr-o zonă deloc prietenoasă care să ne inducă în eroare. Poate să ne vină o informație, mâine mori. Și tu să intri pe un program distructiv, să-ți induci și poate chiar exact cum spunea domnul Iancu mai devreme, să atragi energia respectivă. Sunt oameni care îți spun, ai, mai ai 3 zile de trăit. Tu chiar mai ai mult de trăit, dar pentru că intri în vibrația aceea... Liber orbitul. Deci, mare atenție, ele în sine nu sunt niște lucruri rele, dimpotrivă, sunt niște lucruri interesante, le poți dezvolta așa cum îți dezvolți inteligența rezolvând ecuații. Dar, dacă în paralel nu mergem și cu purificarea noastră și cu gânduri curate, degeaba faci meditație dacă tu gândești rău despre ceilalți. Sau degeaba, nu știu, pretinzi că știi, eu știu ce tehnici Reiki, dacă tu, să spunem, ești un om meschin. Deci lucrurile astea nu pot fi cumpărate până la urmă. Curățenia în fața lui Dumnezeu și deschiderea sufletească, tu o știi mai bine, tu cu îngerul tău și cu Dumnezeu. Aș putea să spun aici un lucru cu rugămintea de a fi înțeles corect. Pentru a putea folosi aceste daruri, trebuie să avem un nivel de referință. Da. De sus. Ori ca să poți să auzi ce-ți spune nivelul de referință, trebuie să înveți să taci. Adică să poți să asculți ce ți se comunică într-o stare de smerenie. Pentru că dacă dai un cuțit unui copil, s-ar putea să se taie. Eu aș propune să nu alergăm după astfel de daruri și mai degrabă să așteptăm să le primim. Pentru că dacă nu suntem pregătiți să le folosim, putem să distrugem vieți. Chiar și cu mintea. La ce te referi? Păi mintea poate produce leziuni organice. Dacă este focalizată pe... Se cunoaște. Probabil că în codul penal nu sunt prevăzute astfel de fapte. Dar se întâmplă. Se poate acționa și benefic. Dar sunt unii care acționează malefic. Ori eu n-aș face neapărat o propagandă pentru a merge la astfel de cursuri sau pentru a căuta oriunde astfel de răspunsuri. Întotdeauna trebuie să avem o referință și referința vine de sus. Dacă recunoaștem o persoană... Dacă ai referința, nu este periculos. Dacă nu pentru ai, că are cine să te îndrume. Da, poți deveni haotic și te poți pierde. Pentru că are cine să te îndrume. Dacă ai un talent nativ de a cânta la pian și te duci pe mâna cuiva care te distruge, nu o să mai poți să cânți la pian așa cum ți-a fost dat de sus.
Dar dacă nimerești pe mâna unui profesor talentat care vede în tine mai mult decât poate poți tu să arăți, atunci te poți dezvolta. Și că veni vorba de daruri, aș menționa faptul că pe lângă ceea ce am vorbit, sunt multe alte daruri care oamenii le primesc și care ar trebui să le lucreze. Ia uitați ce spune Părintele Arsenie aici. Talanții sunt talentele. Înzestrări cu daruri, misiuni, slujbe duhovnicești și slujiri cetățenești. Meșteșugul artelor, meșteșugul științei, al oricărei științe, darul chivernisirii avuției, pe scurt, valorile culturii, valoarea morală, politică, teoretică, știința, estetica, economia și chiar religia. Iar slujitorii sunt oameni înzestrați cu toate aceste valori sau talente. Eu bănuiesc că este foarte bine ca fiecare să-și identifice aceste daruri, aceste talente care le-a primit și să le lucreze pe alea. Să nu alerge după altele, pentru că uită să și le lucreze pe ale lui. Ori dacă el este într-un post important și trebuie să fie atent la ce se întâmplă acolo și el aleargă, nu-și face misiunea. Și e mai importantă misiunea lui care a fost dată decât alte lucruri colaterale. Altceva. Da. Iar ca să facem un transfer a ceea ce înseamnă telepatie în planul concret, palpabil, aș zice, aș face referire la cum se acordează o chitară de la o altă chitară, ca să se înțeleagă principiul rezonanței. Am o chitară acordată, am o chitară dezacordată. Dacă pe chitară acordată acționez coarda la și o las să vibreze, iar la chitara dezacordată mă duc frumos și încep și întind coarda până când începe să vibreze, ea s-a acordat cu cealaltă. Ăsta e principiul rezonanței. Deci da. Se poate face un transfer de informații de la om la om, mental, dacă te acordezi la persoana respectivă. Dar oare suntem pregătiți noi să știm tot ce vorbește el despre noi și ce gândesc? Nu suntem pregătiți cu siguranță, dar sunt persoane care la un moment dat, mai ales că în această perioadă știm că s-au dezvoltat anumite simțuri, anumite calități, capacitatea aceasta extrasenzorială a oamenilor, oameni care până acum nici măcar nu dădeau importanță zonei acestea, acum deja un om obișnuit poate să-ți spună ți se întâmplă mâine ceva sau fii atent, îți spune ca într-o doară, fii atent mâine, nu știu, ce faci la serviciu și chiar o să constați că ai o problemă în zona respectivă. Nu trebuie să fie persoana respectivă, nu știu, să-și fi dezvoltat acest talent printr-o practică extraordinară. Așa este natura perioadei. Multă lume visează, călătorește în viitor, simte și așa mai departe. Dar trebuie să știm că o regulă de bază este aceea că ni se și pot lua aceste daruri, adică în momentul în care încep să manipulezi prin ele, încep să te folosești de ele, da, sau încep să induci lumea în eroare sau să minți, sau să, exact, în momentul acela oarecum se mai duce din această forță. Atunci când o folosim într-un mod deschis și fără, uneori chiar fără a ne gândi, eu cred că chiar putem citi gândurile celorlalți, mai ales atunci când vin către noi într-un mod firesc necăutat. Sigur. Și noi trebuie să ne gândim că în aceste puteri, Sidis, mă rog, pe care oamenii au început să le aibă mult mai mult ca înainte, da, trebuie să ne folosim dreapta judecată tot timpul. Adică să le folosim cu dreptate, să ne gândim, bine fac când mă apuc să spun vecinului meu din tren una sau alta, sau nu trebuie să mint pe această doamnă frumoasă că vreau să încep să am o relație cu dânsa, dacă o face un bărbat. Da. Adică să avem grijă tot timpul să nu, care cumva să folosim greșit aceste lucruri. Și lucrul ăsta se face numai dacă avem o legătură puternică cu Bunul Dumnezeu. Fără legătură cu Bunul Dumnezeu și lăsând numai la mintea mea, la mintea fiecăruia dintre noi aceste lucruri, rupându-mă de Dumnezeu, chiar dacă să zicem că am mari puteri la un moment dat, lucruri, aceste puteri le folosesc, se întorc împotriva. Vi s-au întâmplat, puteți să ne dați un exemplu în care chiar vi s-a întâmplat să, nu știu, să vi se citească gândul sau să citiți gândurile cuiva într-un mod... Dar de nenumărate ori mi s-a întâmplat acest lucru și le-am și spus persoanelor cu care am discutat, s-au mirat enorm, pentru că au zis, ai suferit foarte mult, sau lucruri
Bun, și nu neapărat cu amănunte, dar erau lucruri evidente, pentru că intram în rezonanță cu acea persoană. În măsura în care noi ne deschidem și ne dăruim către ceilalți, este un răspuns din parte chiar și a celei mai împietrite persoane. Sigur, dacă o persoană care stăpânește tehnici de control, prea greu se întâmplă. Oamenii obișnuiți nu sunt așa. Oamenii obișnuiți, când te apropii de ei cu iubire și cu deschidere, pentru că iubire este cea mai de preț dintre calitățile umane, se deschid și automat. Și atunci are loc o comunicare la nivel subtil, informațional, da. Chiar fără mari capacități. Haideți să dăm totuși niște exemple. Eu aș porni de la faptul că de multe ori primim mesaje, Ingrid, am să te rog să mă ajut puțin, primim mesaje. Cred că nu ar fi rău să contorizăm aceste mesaje. Spre exemplu, dacă în tren sau pe un traseu sau atunci când pleci într-o excursie sau chiar un vecin îți spune un anumit lucru și tu constați că se repetă acel mesaj, poate să fie un mesaj bun sau un mesaj care ție îți aduce oarecare tulburare, indiferent care este, în momentul în care se repetă, cu siguranță vorbim despre o atenționare. Nu este neapărat vorba despre faptul că persoana respectivă ne citește gândul, dar poate să fie un vector care ne transmite ceva. Deci aș porni de la ideea că atât citirea gândurilor, cât și puterea telepatiei, atunci când pur și simplu comunici cu anumite persoane și intrând în rezonanță, te și ajuți cu acele persoane să ajungi la un numitor comun mult mai ușor decât prin comunicare rațională, spuneam ar trebui să dăm mai multă importanță acestei capacități extrasenzoriale, care este foarte mult amplificată în această perioadă. Este. Ți s-au întâmplat, Ingrid, astfel de lucruri? Da, mi s-au întâmplat, mi se întâmplă foarte des. Repet, sunt convinsă că se întâmplă multora. Da. Și ar fi bine să fie mai încrezători. Spuneai mai devreme, și visele s-au înmulțit, da? Visele profetice, care anunță diversele evenimente importante din viața unui om. Mi s-a întâmplat foarte des. Vreau să spun că așa precum sunt aceste cutremure, sunt multe cutremure micuțe și anumite persoane spun, domnule, s-ar putea să vină unul mai mare sau nu, din potrivă, de tensionează. Atunci când, spre exemplu, o persoană are foarte multe accidente și observă că intră într-un program distructiv în care tot are accidente, bine ar fi să se gândească că la un moment dat poate să urmeze ceva mai important dacă ele nu se opresc, pentru că este ca o atenționare. Dacă cuiva îi se spune în mod repetat că nu face bine ceva, iar persoana respectivă poate crede că face bine, nu știu, că are o anumită... Alina, dacă un om are o karmă, este bine, nu karmă. Mai o clipă, este bine să ținem cont de acele lucruri, pentru că poate noi am intrat într-un program distructiv și nu ne mai dăm seama. Și atunci când va veni acel eveniment mai neplăcut, mai dur, el practic are scuza că a fost precedat de aceste mici mesaje care ne-au atras atenție. Sau mici accidente. Dacă un om are o karmă și ea nu trebuie să se încheie aici, la punctul X, trebuie să continue până undeva, da, să mai trăiască 10, 15, 20 de ani. În viața acelui om apar mesageri, vise, oameni, titluri de cărți, tot felul de evenimente care să-i atragă atenția, da, că nu se află pe destin, nu se află și uite, se poate, ai grijă că, îți spune unul, altul vezi că. Eu am pățit un lucru cu ani în urmă, dacă vrei un caz concret. Eram într-un tren, în drum spre Brașov. O doamnă de etnie romă s-a apropiat de mine aflându-mă pe hol. Dă mâna. Nu-mi trebuie, lasă-mă că nu vreau. Dă mâna și mi-a smuls. Mâna mi-a spus niște lucruri. Le știam. Mi-a spus și finalitatea. Ce să vă spun? Vedeți, noastră, de la omul cel mai puțin pregătit, da? Cum este... simplu spus, o ghicitoare oarecare, până la cei care se pregătesc în mod special în asta. Între aceste două extremități existând oameni care se nasc pur și simplu acest har nativ, tot timpul universul comunică cu noi. Universul chiar comunică. Universul e viu. Universul ne dă nenumărate semne. Și apropo de liber arbitru, liberul arbitru al unei persoane alege, face o alegere, vreau să trăiesc atât. În momentul în care deja ți-ai exprimat intenție și voință care vrei să fie destinul tău, universul, Dumnezeu însuși ți-l respectă și caută să te ajute să-ți împlinești acea menire prin diverse, repet, semne și așa mai departe. Avem niște telefoane de la telespectatori, oamenii sunt foarte interesați să știe dacă atunci când le-au murit rude, le-au murit copii, poate le-au murit oameni foarte dragi în accidente,
Dacă aceste accidente ar putea fi evitate, deși am discutat data trecută la emisiune că se vorbește și despre un destin implacabil, nu știu, nu se poate ști clar dacă sunt variante de destin sau este chiar implacabil, dar dacă în cazul acestor oameni care mor și la vârste fragede și în accidente din acestea foarte dure, foarte chiar inexplicabile, dacă se pot primi mesaje înaintea întâmplărilor, poate au primit și dânsii, poate nu le-au luat în calcul cazuri de-a dreptul cutremurătoare. O doamnă chiar ne-a spus că și-a pierdut copilul, a căzut un perete pe copil și a murit. Credeți că au primit și nu și-au dat seama, poate nu au fost atenți astfel de mesaje, sau tineri care mor în accidente de mașină, de motocicletă, știm foarte bine. Unul dintre membrii echipajului a coborât în Germania, știind, presupunând sau gândind sau transmițându-i se că se va întâmpla ceva cu Titanicul. Nu știu dacă știați treaba asta. Da. Sunt mulți care nu și-au mai găsit bilete, am mai spus, parâmele s-au rupt, două parâme s-au rupt, nu s-au putut trage trenul de intrare pe vas. Adică au fost niște probleme care au... Dar și oameni cărora li s-a spus nu-ți lua motocicletă sau urca, nu știu, într-un anumit... Nu vorbim despre... Nu în cazul ghicitorilor, nu mă refer acum la lucruri care s-au ghicit. Mă refer la pur și simplu la prieteni sau oameni care au intuit și i-au rugat frumos. Nu plecați la drum, nu călătoriți noaptea, nu mergeți cu viteză. Dacă asta se repetă, atunci a spus și dumneavoastră, lucrurile ar trebui să... Când îți spune cineva că ești beat, du-te la culcare. Același lucru e și aici. În momentul în care se spune de mai multe ori, ați văzut și cu semnele morții, dacă se produc de mai multe ori, atunci lucrurile încep măcar să... Măcar de 3 ori, dacă se produc, trebuie să ne atragă atenția. Și apoi în 3 ore, 3 zile, scuzați-mă, 3 luni, 3 ani, s-a cam încheiat discuția. Deci dacă un semn... Doar o clipă, îmi cer scuze. Deci dacă un semn din acesta... Vorbim despre semne prevestitoare, da? Rău prevestitoare sau prevestitoare de moarte sau de ceva tragic. Dacă se repetă mai mult de 3 ori, trebuie luat în calcul. În calcul. Și să știți că aici liberul arbitru are un mare rol. Un foarte mare rol. Nu te urca în tren, nu te urca pe motocicletă, deci nu te urca pe mai multe pe persoane lucrul acesta. Păi sigur că da. La Titanic au fost multe. Mulți au luptat ca să-și cumpere bilete, cu toate că Dumnezeu le-a spus nu cumpăra. Și n-au găsit bilete. Și au dat prețuri duble, de 3 ori triple și așa mai departe, ca să urcă orice acolo. Dar știți că sunt și părinți care, spre exemplu, eu cred că intuiesc, nu neapărat că provoacă prin forța minții. Și tot timpul le spun copilor, nu pleca noaptea de acasă sau nu te duce în zona respectivă și până la urmă se întâmplă ceva care îi afectează, pentru că, de fapt, sufletul lor simte tot timpul acest lucru. Aici aș vrea să intervin. Nu orice recomandare de genul ăsta spusă zilnic e o premoniție sau este o... Și poate fi o predeterminare. Mai mult decât atât, spunându-ți nu fă aia pentru că, ție îți rămâne în cap că dacă vei face aia, automat se va întâmpla aia. Și atunci cum facem deosebirea între lucruri care sunt premoniții și cineva cu adevărat te avertizează nu pleca noaptea pentru că vei fi atacat sau nu pleca noaptea pentru că mie frică... Și persoana care spune lucrurile respective. Deci forța adevărului pe care se citește în glasul acelei persoane. Dar eu vreau să mai atrag atenția asupra unui alt lucru. Există și un liber arbitru și o capacitate nu doar la nivel individual al unui individ, ci și la nivelul umanității de a preîntâmpina moartea, să zicem. Să ne gândim în 200 de ani de acum înapoi. Cineva la vârsta mea era mult mai bătrân și majoritatea erau cam duși, adică 40-45 de ani era o durată bună de viață. Durata media vieții era undeva sub 30 de ani acum, 200 de ani, în România și în unele zone și mult mai puțin. Deci noi acum, prin faptul că umanitatea devine conștientă de ea însăși, își asumă și responsabilități mult mai mari. Adică faptul că acum un copil de 2 ani moare este o tragedie, acum 50 de ani în România, poate nu 50, acum 80 de ani în România era ceva obișnuit, din 10 copii supraviețuiau 2. Era tot o tragedie, dar 2, sigur erau oameni 3, de 7,7 copii din 10 mureau prematuri, ca să spunem lucrurilor pe nume. Ei, deci aceste lucruri, noi ca umanitate am evoluat foarte mult și ne asumăm niște puteri într-un fel. Dumnezeu, când a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, ne-a dat și această putere creatoare, această demiurgică. Aș vrea să mai atragem atenția asupra unui aspect.
dincolo de mesajele pe care le primim din exterior și exact cum spunea domnul Iancu, trebuie să le luăm în calcul dacă vin cu puterea adevărului, nu așa orice persoană care a dezvoltat un soi de ipohondrie și ne spune nu fă aia, nu fă aia, nu. Vorbim despre persoanele care cu adevărat au ceva de spus și se vede și nu o spun în fiecare zi, exact. Mai sunt și mesajele interioare, auzim. Sunt cazuri, că de aceea vorbim și despre premonițiile oamenilor care au murit bizar și care înainte spuneau, este ultima dată când fac această fotografie, este ultima dată când te văd, ce părere ai avea dacă aș ajunge în rai. Copii care au murit și în accidentele aviatice, un băiețel care știa și îi spunea mamii ce se va întâmpla cu mine dincolo. Bun, deci dincolo de aceste lucruri, atunci când auzim, mai auzim și mesaje interioare, nu numai exterioare, adică un soi de neliniște care... pe care nu știi să ți-o explici. Pur și simplu, să spunem, de o lună ai un soi de neliniște sau de două luni. Este bine totuși să iei în calcul, să-ți faci o introspecție, să stai mai liniștit, să nu te mai expui atât, pentru că ea poate fi, poate să nu fie, dar poate fi un mesaj cum că urmează să ni se întâmple ceva. Aici nu vorbim despre citirea gândurilor sau despre puterea telepatiei, dar vorbim tot despre experiențe extrasenzoriale, despre faptul că, exact cum spunea Ingrid mai devreme, pământul este și el o ființă vie, așa tot ce este în jurul nostru este viu. Deci poate sufletul nostru ne comunică fii în gardă. Și acest fii în gardă, pentru că eu știu, de fapt noi știm tot ceea ce urmează să ni se întâmple, știm și ce gândesc ceilalți, dar nu știm, nu conștientizăm. Dar noi știm tot. De aceea, atunci când ești în prezența cuiva care, să spunem, nu te place, ai o stare de... ai o agresivitate, ai o stare de neliniște, dar nu știi să-ți explici, pentru că persoana respectivă poate să fie foarte politicoasă. Și tu nu știi să-ți explici de ce nu te simți bine în prezența acelei persoane. Sau invers, persoane care poate nu sunt atât de politicoase, dar îți dau o stare de liniște. Permiteți-mi să vă spun un lucru, dacă e posibil. Sunt oameni care ghicesc viitorul, apropo de semne și de așa ceva. Să știți că în fața ghicitorului liberul arbitru are întâietate, pentru că ți-a ghicit viitorul și ești pe poartă. Și ți se spune mergi la stânga și tu ești la dreapta, că așa spune liberul arbitru. Ți-ai schimbat complet viitorul. De aceea oamenii aceștia care au semnele... Sau poate chiar acel care era viitorul, stai la dreapta. Nu, liberul arbitru nu are cum să meargă pe ideea că s-ar putea să fie, să coincidă. Da. Dar ghicitoarea respectivă i-a spus mergi în stânga. Și liberul arbitru i-a spus face ce spune Dumnezeu, ia-o în dreapta. Și o ia în dreapta. Să vedem după publicitate și în ce condiții ne putem schimba câteodată destinul sau mai rău decât atât, putem să ne blocăm anumiți centri energetici sau putem să dezvoltăm un anumit soi de energie prin noi înșine care poate deveni nocivă și chiar ne poate băga în anumite programe distructive. Am revenit. Să vedem în ce situații se pot închide parțial chakrele sau în ce situații scade energia din jurul nostru și cât de periculos poate fi acest lucru. Mă întrebați pe mine? Da. Sunt aici, sunt de acord cu doamna. Pur și simplu nu pot fi închise definitiv, nu pot fi închise complet, nici definitiv, nici complet, pentru că și ele trebuie să respire, să inspire, să expire. Sigur că în momentul în care chakra s-a astupat oarecum parțial, lucrurile nu mai sunt bune pentru corp, dar când se astupă complet, începe ca acel organ să aibă mari probleme și în final, sigur că există o mare problemă și cu fizic, cu persoana respectivă. Spre exemplu, chakra inimii, pentru că era vorba de România, care este oarecum acoperită parțial, așa cum ziceam, poate să ducă în final la afectarea inimii și la moarte. Ce să mai... să o spunem direct... Dacă nu stai seama la timp. Da, există și remedii, să știți. Nu trebuie să... Eu totdeauna... O secundă, două secunde și am terminat. Trebuie să-ți închipui și eu îmi fac treaba asta. Exercițiul ăsta îl fac mereu. Îți închipui că în tine merge un turbion de la vârful picioarelor până sus și iese prin chakra coroanei. Nu? Și în felul ăsta ele se curăță cât de cât. Până în momentul în care te simți bine. Până atunci faci acest turbion. Da, foarte interesant, Ingrid. Nu, doream doar să completez. Apropo de chakra principală acestei țări, murim ca civilizație, murim ca neam, murim ca identitate și cu o viteză uluitoare. Apropo de chakra, da.
De toate, de fapt. Dar aș vrea să vă rog pentru telespectatori să explicăm mai clar cum își poate da seama cineva că s-au blocat chakrele. Adică așa, ca simptome, avem tot felul de bolile. Da. Are manifestare imediat în somatic. Sau depresie. Există corespondență între organele corpului și centrii de forță. Dar ar putea ști ce chakre sunt, în funcție, sigur, de afecțiunea pe care o au, ne putem da seama ce chakre s-a blocat. Da, în funcție de organul afectat se vede și centrul de forță care are probleme, se poate lucra. Adică dacă s-a blocat chakra inimii, spre exemplu, ce simptome avem? Infarct. Ai probleme, da. Da, chiar s-a blocat. În zona toracică, în principal. Și de ce curăță? Dar, sigur, adică atât aspecte organe, cât și aspecte funcționale. Și funcționale. Deci nu numai strict organul respectiv. Dar blocajele acestea pot să fie și rezultatul unor agresiuni din partea unor entități, ființe umane, entități spirituale. Pot fi multe. Și lipsuri, poate fi și lipsa iubirii. Dacă vorbim de agresiunile exterioare, sunt atât tehnici de meditație, cât și rugăciuni foarte potrivite pentru a bloca aceste agresiuni. Acatistul acoperământului Maicii Domnului, de exemplu, are un efect extraordinar de blocare a agresiunilor exterioare. Și sunt multe. Bun, nu intrăm în amănunte, sunt multe, aveți dreptate, și perfect. Se găsesc în biserici, pot să le și cumpere. Sigur, se pot cumpăra, se pot citi seara, dimineața duhovnicul poate explica, sau un părinte de la o mănăstire care are har de a spune exact, tu trebuie să faci cu tare lucru. Meditații pentru cine poate. Dar acatistele poate rosti oricine. Lucru. Pentru fiecare om există un anumit tip de tratament. Ele nu sunt la fel pentru toată lumea. Spre exemplu, cineva, o persoană care este foarte rău, se poate vindeca pur și simplu citind rugăciuni în fiecare seară. Sunt persoane, sau mergând la biserică, sunt persoane care, neavând încă atât de puternică credința să-și citească singure rugăciunile, trebuie să fie ajutate prin alții. Bine, tot acolo ajung, la final tot la rugăciune și la credință, dar au nevoie de un alt soi de ajutor până ajung acolo. Deci fiecare, unii se vindecă prin iubire, alții se vindecă prin credință. Repet, credința e oricum, tot acolo ajungem, este același lucru, da. Alții cu ajutorul prietenilor. Pentru fiecare este un început. Important e să găsească acel punct și să nu neglijeze momentul în care se simte clar că au intrat în programe destructive. Emisiunea dumneavoastră. Fac propagandă pentru emisiunea dumneavoastră. Să se uite la ea. Să se uite la ea. Să uite la biserică. Să ceară duhovnicului părerea. Nu neapărat să ne ascultă pe noi, pentru că să știți că una din metodele vindecării rănilor spirituale, rănilor acestea generate de iubire și de, după aceea, de minciună, este să nu ne credem nici pe noi, nici pe celălalt și pe nimeni. Deci nici pe noi. Să se ducă la biserică, asta e tot, să creadă preotul. Pentru că toți suntem creștini, nu? Și atunci acolo ajungem toți. Ceea ce învățăm din alte surse sunt, pentru mine cel puțin, sunt adjuvante care mă ajută să-mi exercit credința așa cum trebuie să o fac pentru mine și pentru sufletul meu. Și un lucru foarte bun ar fi, sunt două mari zone de mănăstire în România, sigur și alte centre, dar două mari zone de mănăstire în care simplu fapt că ne aflăm acolo, suntem ajutați. Este vorba de nordul Moldovei și de nordul Olteniei, unde sunt mănăstiri întemeiate în secolele 14-15, sunt locuri cu nivel de vibrație foarte ridicată, ambele, și doar simplu sunt principalele, mai sunt. Da, da, da. Doar simpla prezență acolo ne ajută să găsim răspunsuri. Prislop, Rohia. Da, mai sunt, dar zone, e vorba de zone. Da, da. Ca așa sunt centre și în București sunt, deci nu trebuie să ne uităm prea departe, dar noi, umanitatea decăzută are o caracteristică, are impresia că cu cât se află răspunsurile mai departe, cu atât sunt mai adevărate. Deci unii știți că este povestea aceea, că a visat că se ducă într-un loc să-și găsească o comoară. A ajuns acolo, i s-a zis, păi și eu am visat că trebuie să merg în orașul din care plecase pelerinul și e o comoară chiar în casa aceluia. Și a deschis casa, s-a întors și a găsit comoara la el în casă. A trebuit să fac un pelerinaj ca să ajungă la adevăr, da? Și la fel, mai puțin. Deci sunt zone în care, domne, trebuie să facem un efort să ieșim din noi. Eu recunosc că merg în pelerinaj, deci pe jos,
cât pot, în jurul Bucureștiului am epuizat toate mănăstirile pentru că simt nevoia de a ieși din mine și de a mă zmeri. Adică, bine, e o necesitate omului. Trebuie să facem un efort ca să obținem ceva. Că dacă am meritat cu toții, n-am avea probleme. Dacă eu aș merita, aș fi desăvârșit, aș avea nicio problemă. Dar nu e cazul. Și atunci trebuie să fac un efort, trebuie să ies din mine și fiecare din noi. Așa mă gândesc. O adăugire, nu e o completare, pur și simplu e o chestiune care trebuie să o știe telespectatorii noastre. Modificările sau transformările, asta e cuvântul, pe care le face Dumnezeu și le fac îngerașii în noi, sunt încet făcute. Să nu creadă că mâine vine tsunami și aduce fericirea. Nu. Asta se poate întâmpla într-o lună, un an, trei ani, patru ani. Să nu ne așteptăm că va fi treaba asta așa. Rapid. Se fac cu încetinitor, cu puțin. Foarte corect. Foarte corect. Și bine că a punctat. Da. Trebuie să rezonezi cu lucrul dorit. Când spune Iisus Hristos, nu emi tangere, nu mă atinge femeii care vrea să-L atingă, să nu fie distrusă instantaneu de înalta vibrație, nu? A corpului lui de lumină. Ca tu să împlinești un vis, de a fi fericit, bogat, să trăiești îndelung, da? Tu trebuie să rezonezi cu visul tău, cu ceea ce tu dorești, da? Cu acea realitate la care, nu? Te conectezi. Trebuie să rezonezi, să ai aceeași vibrație, să intri pe aceeași undă. Pentru că dacă îi se dă o fericire uriașă, unui om nepregătit să o primească, câștigă 100 de milioane la loto, face infart, Alina. Și capacitatea de a iubi și a fi fericit, capacitatea de a primi un imens bine, trebuie să o ai și trebuie dezvoltată. Sau pentru că te poate ucide. Pierzi anumite drepturi prin... Te poate ucide chiar și binele în exces. Prin nerecunoștință. Sunt situații, oameni care au avut parte de fericire, au avut parte de iubire, nu au apreciat acest lucru. Marea și majoritate. Da. Au pierdut... Și la fel și puterile spirituale. Nu le aruncă Dumnezeu cui nu trebuie, pentru că sunt puteri care m-ar distruge pe mine și pe covârșitoarea majoritatea oamenilor. Exact. Că e și o vorbă cu tare, când a ajuns împărat, întâi pe taică să l-a spânzurat. Adică a avut o putere și a folosit-o prost. Adică trebuie să fim foarte atenți. Că dacă nu sunt de ajuns dezmerit, după acea putere mă face să fiu îngânfat, orgolios și atunci nu e bine. Cade o ispită. Tocmai la aia trebuie să renunți. Da. Adică să renunți la minte, la ego, nu sigur, de... și să te duci cu inima în față. Oricum, orgoliul, orgoliul, mă rog, este foarte urât. Dar nu degeaba spune este inițiat. Un mici defect, nu pot să-i spun. Este atât de urât pentru că, de fapt, arată faptul că tu nu dai doi bani pe cei din jurul tău. Exact. Sunt și aici diferite orgolii. Unii sunt orgolioși față de semeni, alții sunt chiar în raport direct cu Dumnezeu. Adică se crede mai presus, ei le știu pe toate, nici nu există, nici nu poți să intri, măcar un sfat să le dai, pentru că ei știu sigur că... Ăștia sunt deja diavolul. Deja sunt posesie, da. Da. E losfidante, da. Mai e tentația să zică cineva cât de zmerit sunt. Sunt așa de zmerit, sunt cel mai zmerit. Este egoism. Și numai smerenie nu este. Este orgoliu, egoism, ego. Da, îi recunoști oricum destul de ușor, pentru că sunt oameni în prezența cărora nu te poți relaxa. Da. Părintele Arsenie Boca ne mai spune ceva aici și cu permisiunea noastră o să citesc. Spune așa, dezechilibrul mental al trufiei a contaminat aproape toate valorile și le-a pus în conflict. În valoarea politică, trufia stârnește tiranie, terorism, dictatură. În religie, inchiziția, despotismul, protestantismul. În știință și economie, materialismul. În artă, senzualismul. Deci în toate domeniile. În toate a băgat anarhia față de Dumnezeu. Deci regăsim în toate domeniile. Prin urmare, pentru a scăpa de lucrurile astea, va trebui să reîntoarcem la referință. Lumină, iubire, credință și smerenie. Adică mesajul este că te poți minti în trufie în orice domeniu. Că tu poți să fii până la urmă și un cântăreț de renume și artist. Poți să fii și om de știință, chiar foarte bun, și totuși să te tulburi, să te zmintești din cauza trufiei. Da. Vedeți, acesta este momentul în care adevărații sfinți, deși sunt de o puritate fantastică, se consideră cei mai mari păcătoși. Pentru că ei își dau seama de acea mică grăunță de negru care mai e pe ei și o consideră ceva foarte mare. Deci, faptul că un sfânt spune că el e cel mai mare păcătos cu o umilință care îi îngrijorează pe cei din jur, este starea lui.
Dacă lucrurile astea rămân doar la nivel de cuvinte, atunci e un mare pericol pentru omul ăla. Ca un sfat, atunci, ca un sâmbure care începe, pentru că orice lucru rău, el are un punct de plecare când începe să se infiltreze, nu vine dintr-o dată așa abuziv, că și formele acestea de posesie nu vin din prima. Întâi ești mai puțin și din ce în ce mai mult dacă nu te trezești. Ca o mică atenționare, în momentul în care devenim prea preocupați de propria persoană, prea admirativ la adresa noastră sau la adresa produsului nostru, nu știu, un cântăreț care se ia prea mult în serios sau un profesor care se remarcă prin rezultate, dar deja se ia prea mult în serios și nu mai știe să glumească sau nu mai știe să fie interesat și de ceilalți, atunci este un mare semn de întrebare. În momentul în care ești atât de preocupat de propria ta persoană, încât îți admiri numai produsul muncii tale, felul în care arăți, familia ta, și nu te mai interesează de cei din jur absolut deloc, devenind chiar meschin și urât așa la vedere, pentru că un om care e preocupat doar de soarta lui deja devine urât pentru cei din jur și tolerat cel mult, atunci este un mare semn de întrebare. Și cât de frumos este să stai de vorbă cu anumite persoane și să te lași pe tine în plan secund, sau chiar dacă ești o mare valoare, să nu le dai de înțeles că să vorbești numai despre tine sau despre ceea ce ai realizat tu. Și să-i dai și celuilalt sentimentul că este important. Da, e foarte important asta. Credeți-mă că 99% din profesori, cel puțin colegii mei de la universitate, încearcă sentimentul ăsta. Și față de mine încearcă. Eu îi las în pace și îmi văd de treburile mele, pentru că eu îi mai învăț ceva pe telespectatori. Să nu reacționeze, ci să acționeze. Pentru că în momentul în care acționezi, nu e absolut nicio problemă, dar dacă reacționezi, atunci îți încarci tu karma față de celălalt față de care ai reacționat. Dacă nu reacționezi, ăla care a acționat împotriva ta, atunci sigur că ăla rămâne cu karma încărcată și acțiunea trebuie să fie justificată sau nu. Aici nu mai intervin. Pur și simplu vorbesc de raport de acțiune și reacțiune. Și mai este un aspect, de obicei, când apar tentațiile. Să zicem că este o stare inițială echilibrată. Tentația, ispita, cum vine? Nu vine diavolul să spună fă rău, că nu-l faci. Sigur. Așa zice, nu fă bine astăzi, că vei face mâine, astăzi odihnește-te, bea un păhărel, mănâncă destulat, mai înjureți un prieten, așa că nu știe, așa, dar așa subtil mai e diavolul. Pe alții. Așa, și mâine zice, ai timp, ești tânăr, ce vârstă ai, lasă, nu, nici să nu faci bine, ia, uite, nu ți-a fost bine ieri, ți-a fost bine, ia fă la fel și mai fă plus și asta. Și tot așa, până poate să-i spună direct, ia fă rău, nu vezi că ăla e un nenorocit și în loc să vadă cât de frumos este, și deștept mai grav este că până pervertește. Sub aparența bine. Da, pe asta și spun. E bine ce ai făcut, nu te simți este bine? Este subtil, sigur. Deci o ia așa încet, încet, da. Domnul diavol în ghilimele. Dar un exemplu concret, cazurile în care cei, nu, cu afecțiuni și dezechilibre psihoafective grave, majore, cum e schizofrenia, da, cazuri celebre, am ucis, după ce au ucis, au spus am ucis pentru că așa ne-a spus Dumnezeu. Demonii au livrat celui posedat, minciuna, da, și răul sub masca binelui. Care bine? Chiar suprem. Îți spune Dumnezeu să faci asta. Da. E, și atunci trebuie acțiune. La începutul acțiunii diavolului e mai ușor să fie treziți oameni, să ne trezim fiecare din noi. Seama, după care nu mai ai... După aceea este foarte problematic și foarte greu. E, și aici mai e un aspect. Acești oameni care încep să cadă în capcana diavolului, nici la sfârșit poate că nu li se arată. Ei în continuare cred că sunt un spirit de lumină mor. Și așa și le începe să le dea și puteri. Și să facă și false minuni. Și asta este un mare pericol. Și carismă, pentru că deci diavolul are carismă. Atrag oamenii, deci îi atrag prin discurs, îi atrag prin puteri. Realizări. Realizări și zic, păi cum, eu am încredere că uite ce face. Simon Magul, un exemplu în Biblie, foarte cunoscut. Da. Dar așa. Avem un, îmi cer scuze, Lucrețiu, avem un exemplu foarte clar asupra modului în care acționează diavolul. Filmul Avocatul Diavolului este de o subtilitate și de o complexitate fără dubii. Mai e una, și anume acțiunea lui Luther. Da. La 1517. Știți foarte bine când își cumpărau toți bețivii și toți criminalii tot felul de iertăciuni din aceste indulgențe. Câte un florin sau ce era. Și îl arăta lui Luther pe stradă. Uite, eu sunt mântuit, gata. Nu e de exemplu, vorbind despre Avocatul Diavolului, de fiecare dată când ne bucurăm sau avem o realizare, cum a avut acel avocat prima dată, deși a condamnat un copil aproape nevinovat.
atunci când ne bucurăm pe seama nefericirii altora sau îi nedreptățim pe ceilalți sau nu suntem corecți și așa mai departe, cu siguranță facem jocuri necurate. Deci n-ai cum, chiar dacă tu încerci o stare de bucurie, pentru că el, într-adevăr, acel avocat a avut realizări foarte mari, s-a propus, a câștiga procese după procese, ajunsese foarte bogat, soția era foarte fericită și totul era aparent foarte bine. Dar totul, la un moment dat, nu trebuie să uităm nicio clipă asta, că diavolul, de fapt, nu-ți dă nimic decât râde de tine. Până la urmă, toată nenorocirea pe care a tras-o, am văzut-o. Deci, măcar atât să luăm în calcul, să nu ne bucurăm sau să știm că nu este o bucurie autentică atunci când știm că ea s-a clădit pe ceva nefiresc sau necurat sau pe suferința altora sau atunci când i-am nedreptățit pe ceilalți. De multe ori, exact cum spunea Lucrețiu, el vine într-o formă atât de voalată încât te face să crezi că tu faci bine. Te face să nu mai fii corect cu cei din jur. Te face să... Și mai e un aspect. Eu cred că fiecare dintre noi, pentru că noi toți suntem tentați în fiecare clipă și acum și când vom ieși de aici și înainte de a veni și în fiecare perioadă a vieții noastre, suntem tentați cu tot felul de gânduri. Și atunci mă gândesc că un lucru foarte bun ar fi să ne rugăm către Bunul Dumnezeu, către puterile îngerești. Dacă noi suntem trași fără să ne dăm încă seama, să zicem că suntem la începutul acestei captații a ființei noastre, ei, să ne rugăm și la Îngerul Protector și la Bunul Dumnezeu: Doamne, luminează-mă și dă-mă la o parte de pe această cale, chiar dacă eu încă nu-mi dau seama că merg pe calea cea greșită, adă-mă înapoi pe calea cea bună. Și un sfat foarte bun. Din păcate am ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, pentru telespectatorii noștri astăzi. Enciclopedia Britanică la numă e 149 lei. Puteți comanda simplu, trimițând un SMS cu textul Litera la 1800 tarif normal. După trimiterea mesajului veți fi contactat de către un operator care vă va prelua comanda. Livrarea se face prin poștă sau curier, iar plata cărții se va face ramburs la primirea coletului. Încă o dată vă mulțumesc, iar noi ne revedem și astăzi seară în cadrul unei noi ediții 360 de grade de la ora 23 pentru a discuta despre aspectele astrale specifice perioadei imediat următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. La revedere!